Carnea de pui din comerț este vopsită și nu doar la suprafață, ci chiar în țesut, astfel încât culoarea să rămână. Este avertismentul șocant făcut de președintele ANPC, care dezvăluie faptul că operatorii economici pun diverse substanțe în alimentația puilor de găină, iar odată consumată hrana, vopseaua rămâne în țesut. Ne explică mai multe despre acest fapt șocant colega mea, Mădălina Bichir. Bun găsit, Mădălina! Te ascultăm! Bună ziua, Cristina! Bun găsit tuturor! Două metode înșelătoare ar fi folosit trei dintre producătorii prinși de protecția consumatorului, care ar fi îngălbenit puii artificial. Prima dintre ele este o vopsire de suprafață cu un pigment care putea fi îndepărtat odată ce spălam respectiva carne. A doua metodă, mai gravă, este vopsirea cu un furaj care era pus în mâncarea puilor și care îngălbenea nu numai carnea, ci inclusiv gălbenușul ouălor provenite de la aceste păsări. Șocant este că acești pui au ajuns pe rafturile mai multor magazine din țară. Evident, aceștia nu aveau nicio etichetă care să indice consumatorului că, într-adevăr, ar fi fost îngălbeniți artificial. Iar, în plus, unele sortimente de pui veneau la pachet și cu salmonela, mai exact cu două tulpini extrem de periculoase ale acestei bacterii, spune președintele ANPC. Acum, controlele vor continua pentru a se afla cine se face responsabil. Acestea au fost informațiile, Cristina. Taxa pe boală ar putea fi eliminată, însă nu pentru toate categoriile de pacienți. Cei ce vor fi scutiți de suprataxa pentru concediile medicale sunt viitoarele mămici și bolnavii de cancer. Ministerul de Finanțe a selectat mai multe categorii sociale de persoane ce vor fi exceptate în curând de la supraimpozitarea de 10% din venit introdusă prin lege la începutul acestui an. Ce înseamnă de fapt, ne spune colega mea, Andra Ionescu. Bună ziua, Andra, te ascultăm! Bună ziua, Cristina! Bun găsit tuturor! Impozitarea concediilor medicale cu 10% este în continuare în vigoare pentru toate categoriile de bolnavi. Adică statul încasează în continuare cele 10% din banii pentru concediile medicale, drept contribuție pentru sănătate. Însă, după numeroasele critici aduse de legea, care a intrat în vigoare de la începutul acestui an, acum aleșii discută pe acest subiect. Se vorbește despre exceptarea de la plată a femeilor însărcinate, a bolnavilor oncologici, dar și a femeilor care sunt nevoite să rămână acasă pentru a-și îngriji copiii bolnavi. Aceste categorii vulnerabile vor fi în curând exceptate de la plata concediilor medicale, însuși ministrul finanțelor Marcel Boloș a declarat că este normal ca doar aceste categorii să beneficieze de scutiri. Rămâne de văzut așadar de când se va lua această decizie. Deocamdată acestea au fost informațiile. Cristina? Cât de tare bate vântul la munte, astfel încât meteorologii au emis o atenționare cod galben pentru acest fenomen, știe colegul meu, Adrian Jătăreanu. Adi, bună ziua! Bună ziua, Cristina! Bun găsit tuturor! S-a mai potolit vântul aici în Poiana Brașov, însă de dimineață, în partea superioară a masivului Postăvaru, a suflat cu peste 70 de kilometri la oră, iar astfel pârtile au fost închise vreme de 3 ore și jumătate. Acum jumătate de oră au fost pornite instalațiile pe cablu de aici din Poiana Brașov, telegondola și cele două telecabine, iar turiștii au putut să urce pe munte, însă nu garantează nimeni că acestea nu vor fi oprite, pentru că vântul suflă în rafale și în orice moment poate să atingă din nou viteze de peste 70 de kilometri la oră. Sunt în vigoare două avertizări cod galben de ploi și intensificări ale vântului. Prima dintre ele a intrat în vigoare astăzi și este valabilă până joi dimineață la ora 21, iar cea de-a doua va intra în vigoare în această seară la ora 22 și este valabilă până mâine dimineață la ora 10. Sunt vizate județe din Moldova, Banat, Crișana, Carpații Meridionali și cei occidentali. Meteorologii spun că va ploua cu 10-15 litri pe metru pătrat, iar vântul va atinge viteze de 55-60 de km la oră, însă la altitudini mari, la rafală, viteza vântului va atinge chiar și 90 de km la oră. În același timp, meteorologii ne anunță că în zilele următoare vom avea parte în țara noastră de un nor de praf saharian. Practic, meteorologii spun că vor apărea așa zisele ploi murdare, care sunt încărcate cu miliarde de particule de praf venite din nordul Africii. Atât despre acest subiect, Cristina, înapoi la tine. Românii nu mai vor să facă muncile câmpului, să conducă tractoare și nici să-și murdărească mâinile la ferme. Cu toții preferăm mai nou munca de la birou, în ciuda faptului că un tractorist câștigă un salariu de netrecut cu vederea. De toată această situație profită însă din ce în ce mai mulți asiatici, care ne muncesc cu drag pământul și chiar pe bani frumoși, spun ei.
Bună ziua, ce faci? Bine, bine. La marginea orașului Slobozia, într-o fermă de vaci care se întinde pe câteva zeci de hectare, îi găsim pe Cetan și Gian, doi nepalezi dornici de muncă. Au venit în țara noastră acum 8 luni, iar astăzi sunt tractoriști de profesie. What do you do here in the farm? Yeah, I'm working the tractor and driving the tractor. I helping the people, other people helping. Yeah, it's my pleasure. O zice Cetan cu fața luminoasă și un zâmbet larg pe buze. Deși treaba la fermă nu este una ușoară, siguranța locului de muncă îi alină până și dorul de cei dragi. Do you have a family in Nepal? Yeah. My two have a children, a son, and I have a father, mother, and brother, brother-in-law, and sister. Do you send the money from here? Yeah, sending money here, from here, sending the mobile banking. Cei doi nepalezi s-au adaptat rapid la noi în țară, iar acum sunt experți în condus tractoare. Chiar și 9 ore pe zi lucrează câmpul cu astfel de utilaje. Yeah, this is the automatic tractor. Totally. Do you have something like this in Nepal? Or the tractors in Nepal are different? Different. It is a different. In Nepal, like, no automatic. Cu toate că au mai condus înainte, lucrul cu tractoarele românești nu a fost chiar simplu. Așa că a fost nevoie de mult antrenament înainte, până când cei doi au învățat. La început a fost foarte greu de lucrat cu ei, întrucât comunicarea era foarte greoaie. Ușurel au învățat. Sunt oameni foarte serioși, destul de muncitori, n-ai probleme cu alcoolul. La noi românii știți cum e, mai scapă unul, domnul doctor, știți, am băut aseară o bere sau chestii de genul ăsta. Cu ei n-ai niciun fel de problemă. România a pierdut cel mai mult în ultimii 15 ani forță de muncă calificată în agricultură. Meseriașii sunt tot mai greu de găsit, iar în acest context, tot mai mulți angajatori apelează la forță de muncă din Asia. Un tractorist ia și peste 6.000 de lei pe lună. Numai că nu mai vrea nimeni să facă muncile murdare, toată lumea vrea să lucreze la birou. Și atunci noi fugim în Occident. Cei mai săraci ca noi fug în România. În ultimii 10 ani, numărul muncitorilor străini, respectiv al celor din afara Uniunii Europene, a crescut de 10 ori. Numai anul trecut, în țara noastră, au ajuns peste 95.000 de lucrători asiatici. Aceștia muncesc cel mai adesea în agricultură, construcții sau în industria ospitalității. Pentru știrile Canal D, Madalina Bichir și Daniel Costin. S-a despărțit de tine, apoi te-a implorat să te întorci la el? Este posibil să sufere de sindromul yo-yo, surprinzător sau nu? Acesta este prezent în multe relații de cuplu, ceea ce îl face pe unul dintre parteneri să sufere enorm, considerându-se jucăria celuilalt. Colega mea, Madalina Bichir, a stat de vorbă cu psihologul Cristian Andrei și a aflat cum se manifestă acest sindrom. Ce este mai exact acest sindrom yo-yo în relația de cuplu și cum se manifestă el? Sunt oamenii care se despart și după aceea tot ei îl caută pe celălalt. Sau sunt persoane care se tot răzgândesc cu o periodicitate oarecare. Bărbați care promit că se despart de soție ca să se căsătorească cu amanta, după care petrec cu amanta ceva săptămâni și vor să se întoarcă acasă la soție și la copil și tot așa pendulează. Da? Este un efect de yo-yo. Din punct de vedere psihologic, această persoană are beneficii și din extrema aceea și din extrema cealaltă și că aceste două extreme sunt egale ca și valoare pentru el. Practic, acest om riscă să facă o nevroză din faptul că are în interiorul psihicului acest conflict între două lucruri care sunt aproximativ egale. Inițial își dă seama care au astfel de problemă? Inițial își dau seama ceilalți și spun mai hotărăște-te odată, după care el începe să manifeste oboseală. Pur și simplu obosește să mai facă asta. Observă că nu înaintează în viață, pierde o sumedenie de energie și timp, dar pierde și încrederea în sine ca fiind un om capabil să decidă, să te gândești dacă ți-ai putea permite să pierzi definitiv acel lucru. Okay? Și afli care este lucru la care poți renunța. De exemplu, poți face acest exercițiu, să scrii pe, nu știu, trei bilețele cele trei importante lucruri în viața ta. Mama, soția, motocicleta, okay. Da? Sau telefonul. Da. Că sunt. Și te gândești că vine viața și spune, ok, rupe unul dintre bilețele. Ai două bilețele, mama și soția. Mai rupe unul. Și stai și te ronți, le vrei pe amândouă. Dar până la urmă îți dai seama că trebuie să alegi, da? Și îți dai seama că trebuie să o rupi cu mama, că nu zic să o rupi pe mama de tot, să o rupi cu mama, da? Dar nu definitiv și atunci îți dai seama că trăiești pentru o viață frumoasă cu soția ta. Poate
se duce acest lucru la sfârșitul relației cu partenerul, partenera? De foarte multe ori, efectul de yo-yo în relație la bărbat generează senzația că nu te poți baza pe acel om. Dar există și femei care au efectul yo-yo, de exemplu, nu știu, încă mai sunt, se mai gândesc încă la fostul și comunică cu el, după care se întorc la actualul și zic nu vreau să te pierd. Aici nu este vorba de a renunța definitiv la ceva. De exemplu, dacă ești în situația aceasta ca și femeie, terapeutul îl încurajează pe soțul tău să se confrunte, să facă cunoștință cu fostul, să vadă cine este acesta, să facă propria relație cu el. Și atunci nu mai este această tensiune și fostul de multe ori se retrage pentru că îl cunoaște pe actualul și există acest efect inhibitor între bărbați. Practic, acest sindrom yo-yo se poate declanșa în orice aspect al vieții, nu-i așa? Adică nu numai în relația de cuplu. Absolut. Când vrei să slăbești și după aceea te îngrași, acest efect compensator care este specific sistemelor vii, pentru că sistemele vii au un fenomen numit homeostazie, adică se reglează pe ele compensând. Este bucurie mare în familia Oanei Bozga Pintea. Artista a devenit mamă pentru a treia oară. Frumoasa cântăreață a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar ieri amândouă au ajuns acasă. Cât a stat la spital, artista a compus și o nouă melodie pentru micuța ei comoară și promite că o va lansa în curând. Cu zâmbetul pe buze și cu bebelușul în brațe. Așa am găsit-o pe Oana Bogza Pintea, gata să plece acasă împreună cu soțul său. Cântăreața a născut o fetiță de toată frumusețea, la o clinică privată din Cluj-Napoca. Iar ieri a fost externată împreună cu micuța Irina Filofteia. Sentimentul care descrie toată povestea pe care o trăiesc de câteva zile se rezumă la un vers, aș putea spune, din viitorul meu cântec, mie inima primăvară. Și rochea mea cred că transmite acest mesaj. Mi-a venit acest gând odată ce am văzut că fetița noastră e sănătoasă și am ținut-o în brațe și din euforia pe care am trăit-o imediat după naștere și din toată dragostea care se naște de fapt odată cu copilul, am și compus viitorul cântec care va fi special pentru fetița noastră. Micuța Irina Filofteia s-a născut chiar înainte de bunavestire și este bucuria familiei, iar ieri când a ajuns acasă, cei doi frați mai mari au întâmpinat-o cu o surpriză. Ea este rodul rugăciunii lor. Copiii și-au dorit foarte mult surioară. Sunt extrem de fericiți. Cel mare o adoră, efectiv. Nu s-a deslipit de ea când a venit în vizită aici la clinică să o vadă. Când i-a pus numele fetiței, Oana s-a gândit să aibă o însemnătate aparte. Așa că a ales numele Irina, la fel cum o cheamă pe bunica socrului său, deoarece aceasta a fost născută de bunavestire, iar Filofteia, nume de sfânt. E vorba de Sfânta Filofteia, care e protectoarea familiei noastre. Eu am așa o evlavie aparte la ea. De când eram mai mică, mă rugam și de multe ori în viață când mi-era greu m-a ajutat. Și într-o zi, eu eram acasă, soțul meu mi-a trimis din senin un mesaj în care a scris Filofteia și eu chiar atunci treceam prin dreptul icoanei Sfinte Filofteia, care e la intrarea în casa noastră și am avut așa am tresăltat cumva și am zis da, m-am uitat la icoană și am zis da, fetița noastră va fi darul de mulțumire către Sfânta Filofteia. Artista va lua acum o pauză de la cariera muzicală, însă spre finalul postului Paștelui va participa la câteva concerte de pricesne. În acest fel, eu cred că Dumnezeu lucrează prin mine, prin faptul că transmit mesajul cântecului religios, care până la urmă este o rugăciune cântată, ne îndeamnă pe toți să ne pregătim și mai profund de învierea Domnului și cu siguranță Dumnezeu se va bucura că am ales să merg totuși la câteva concerte de pricesne înainte de Marea Sărbătoare. A fost petrecere mare în capitală în cinstea iubitei lui Shelley. Smarand a împlinit 23 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere într-un club exclusivist. Petrecerea a avut o tematică specială, iar atmosfera a fost întreținută de artistul momentului, Rareș Mareș.
înconjurată de cei mai buni prieteni, Smaranda Știrbu și-a sărbătorit cei 23 de ani printr-o petrecere în stil casino. Tematica a fost aleasă chiar de ea, iar invitații au avut parte pe parcursul serii de mai multe jocuri unde și-au putut încerca norocul. A fost ideea mea exclusiv. Mie îmi place foarte mult stilul ăsta vechi, retro, vintage și mi-am făcut cumva un mood board pe Pinterest și am zis, ok, pozele astea, cărei teme aș putea eu să le atribui? Casino, și așa a fost tot. Tânăra sărbătorită a purtat o rochie lungă, transparentă, de culoare neagră, care i-a lăsat abdomenul lucrat la vedere. Alături la petrecere a fost și iubitul ei, Shelly. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste 5 ani. Să fie fericită, să fie iubită și să-i meargă bine în toate proiectele. Ea e foarte muncitoare, era medicină, trage foarte tare acolo să învețe foarte mult, mi se pare foarte tare ce face și doresc să aibă aceeași putere să continue. Care e secretul relației voastre? Suntem compatibili, ne simțim bine unul cu celălalt. Cred că faptul că noi am crescut împreună și ne-am dezvoltat împreună a contribuit foarte mult la relația noastră și a făcut-o foarte solidă. Vloggerul nu a lăsat aniversarea iubitei sale să treacă fără să-i ofere un cadou special. După petrecerea exclusivistă, cei doi vor pleca într-o vacanță la Londra. Noi n-am mai avut de mult o vacanță și cumva timpul pe care petrecem împreună, cred că pentru amândoi e cel mai de preț cadou, că avem foarte puțin timp liber. Cel mai așteptat moment al serii a fost aducerea tortului. Desertul realizat pe 3 etaje, învelit în frișcă și decorat cu cireșe, a făcut deliciul invitaților. Petrecerea a adunat într-un club exclusivist din capitală zeci de influenceri și vedete din lumea artistică. După ce s-a zvonit că s-au despărțit, Alexia Eram și Mario Fresh și-au făcut prima apariție împreună la petrecere și i-au oferit sărbătoritei un superb buchet de flori. Uite, tocmai acum că a venit la mulți ani, Smaranda, să fii sănătoasă, că asta contează cel mai mult. Să fie sănătoasă, să-și îndeplinească toate dorințele și să fie fericită. Atmosfera a fost întreținută de artistul Rareș Mariș, care a reușit să țină petrecerea până în zori. La mulți ani, să fii fericită și sănătoasă, cel mai important, și să ne vedem în fiecare an aici! Noi continuăm jurnalul. Culori pastelate, materiale fluide și combinații îndrăznețe. Așa sună la o primă strigare trendurile vestimentare ale noului sezon. Cel puțin în viziunea vedetelor care abordează ținute ce se încadrează în descriere, la petrecerile mondene, acestea sunt ocazii pentru starurile noastre să își arate preferințele în domeniul modei. Sunteți curioși să aflați mai multe? Priviți! Anul acesta, vedetele par să mizeze pe eleganță și rafinament. Iar sezonul de primăvară le încurajează să fie creative în combinațiile vestimentare și să adopte ținute în culori vii. Costumașele roz, acel roz pal, pastelat, și verdele, dar bineînțeles, nu știu, nu observi. Acest costum care m-am învârtit, m-am mângâiat, m-am tot răsucit, m-am tot dat nimic. Adică, da. Mai mult ca perfectul. Sunt multe volane, culor pastel. Mi-a plăcut foarte mult o bluză lila, combinată cu un pereche de pantaloni mai largi, albi, și cu un sacou. Foarte feminină mi s-a părut ținuta. Se poartă lucrurile din cap până picioare în alb, pantaloni scurți, micro-mini, purtați cu sacouri. Am văzut printuri florale, dungi, puste transparente și animal print. Moda sezonului este dată, evident, tot pe podium, iar vedetele noastre se inspiră și adaptează ținutele din defilare în funcție de cum consideră că le avantajează. Elena Gheorghe, spre exemplu, a păstrat cromatica sezonului, dar a ales o croială masculină. Această ținută mi-am accesorizat-o și mi-am ales-o singură. Îmi place foarte mult, știi că rozul meu este culoarea preferată și probabil că de multe ori când vă gândiți la mine, vă gândiți oarecum la roz. Mi-am
luat o ținută care să mă reprezinte ca și nuanță, iar în partea de sus, de fapt, sunt două curele, nu este un top, dar am vrut să fie așa un fel de... Ți-am zis că îmi plac mixurile astea îndrăznețe. Pentru Ilinca Vandici, eleganța este literă de lege, astfel încât orice alegere vestimentară trebuie să respecte criteriile frumoasei prezentatoare de televiziune. Este fină, este rafinată, mă face să mă simt extrem de senzuală, de elegantă. Materialele sunt extrem de fine și de calitative, culorile iarăși îmi plac. Se anunță o primăvară superbă. Clasicul pare să fie preferatul doamnelor și domnișoarelor, însă fiecare îl reinterpretează în stilul propriu. Mai sunt câteva rochii care mă duc cu gândul la anii 70. Îmi plac foarte mult anii 70, adică merg pe zona asta, care și e ușor 70, dar merg și în zona aia un pic mai boho. Nu știu, rezonez foarte tare cu ideea asta de libertate feminină. Și pentru că acesta este abia începutul sezonului, suntem foarte nerăbdători să vedem cu ce vestimentații inedite ne mai surprind doamnele și domnișoarele în următoarea perioadă. Un croissant cât 16 nu este nicio glumă, ci doar desertul apetisant care a pus pe jar pofticioșii. Are aceleași ingrediente precum un croissant normal, arată la fel, dar este suficient de mare cât să hrănească o armată. Cum arată preparatul care uimește și îți face poftă dintr-o singură privire, știu colega mea, Mădălina Lambrinoc, care a fost curioasă să vadă despre ce este vorba. Bună ziua, Mădălina! Doamnelor, domnilor, bun găsit tuturor! Acesta este cel mai mare croissant din București, cântărește aproximativ 2 kg și este echivalentul la 16 croissante normale. Este făcut cu făină italienească și unt belgian, iar întregul proces de producție durează mai bine de 3 zile. O altă etapă extrem de importantă este dospirea, care, dacă la un croissant normal durează aproximativ 3 ore, în cazul croissantului gigant depășește 6 ore. La fel se întâmplă și în cazul coacerii, în vreme ce croasantele normale se coc în aproximativ 25-30 de minute, croasantul gigant se coace în mai bine de 6 ore. Pentru iubitorii de arome și umpluturi inedite vin cu o veste foarte bună. Există o sumedenie de variante de la ciocolată belgiană, vanilie cu zmeură, fistic, mango și fructul pasiunii, până la cremă de brânză, ciocolată și vișine. Dacă vă gândiți la numărul de calorie, e bine să știți că le puteți împărți cu succes cu grupul de prieteni, mai bine de 10-15 persoane se pot înfrupta din acest croissant gigant. Noi rămânem în continuare aici să ne delectăm deocamdată cu privirea. Atât de aici, înapoi în studio. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici și acum mergem în platoul Follow-us să vedem ce pregătesc colegele mele Ilinca Vandici și Teo Trandafir pe Canal de 2. Bună ziua, Ilinca! Bună, Cristina! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată cu ce subiecte vă aștept de la ora 15 la Follow Us! Postul intermediar sau fastingul vă poate dăuna grav inimii. Cum ne slăbește sănătatea cel mai cunoscut regim de slăbit din lume, aflăm în direct de la unul dintre cei mai reputați cardiologi din România, Ștefan Busnatu. Ce e românesc nu piere. Cum s-a transformat un concert al Andrei într-o sărbătoare a țării noastre la Londra, vedeți de la ora 15, când vă aducem imagini incredibile cu dorul de casă a peste 12.000 de români. Carina în lacrimi după eliminarea de la insula de 1 milion. Ce a făcut în prima oră de la ieșirea din competiție, aflăm chiar de la ea, de la ora 15. Așadar, cu acestea, dar și cu multe alte subiecte interesante care cu siguranță vă vor face să ne dați follow, vă aștept de la ora 15 alături de draga mea, Teo Trandafir. Mulțumesc, Cristina! Mulțumesc, Ilinca, o să fim cu ochii pe voi. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133. Sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Eu sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă. La revedere! Bună
ziua, dragii mei! Astăzi, meteorologii au emis cod galben de vânt. În Banat, sudul Crișanei, în cea mai mare parte a Moldovei, dar și în Carpații meridional și de curbură, rafalele ajung la 65 de km pe oră, iar la altitudini mai mari, în zonele montane, rafalele vor depăși chiar și 90 de km pe oră. Astăzi, cerul va fi variabil și doar izolat sunt anunțate ploi slabe în sudul teritoriului, iar la altitudini mari, la munte, vor fi precipitații mixte. Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 21 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil și se vor înregistra 14 grade în Pitești, 13 grade în Ploiești. În Transilvania va fi o zi plăcută cu maximă de până la 15 grade în Cluj-Napoca, 16 grade în Alba Iulia. În Moldova cerul va fi mai mult înorat, dar șansele să plouă sunt reduse și vor fi până la 14 grade în Galați, 16 grade în Botoșani. În vestul țării ne așteaptă o zi mohorâtă, dar destul de caldă, iată, cu maximă de până la 20 de grade în Arad, 20 de grade și în Timișoara. În Oltenia, cerul va prezenta înorări temporare, iar termometrele vor indica până la 15 grade în Turnul Severin, 17 grade în Craiova. În Dobrogea, cerul va fi mai mult înorat, vântul va avea intensificări de scurtă durată, iar maximele ating 12 grade în Constanța, 13 grade în Mecidia. În capitală, cerul va avea înorări temporare, în prima parte a zilei a plouat, iar vântul va avea intensificări de scurtă durată, maxima zilei ajunge undeva la 16 grade. La noapte, cerul va fi mai mult noros, iar spre dimineață, vântul va avea intensificări de scurtă durată. Minima coboară la 6 grade. Mâine, să știți că se încălzește simțitor, dar nu scăpăm de precipitații, meteorologii anunță ploi slabe, iar maxima va atinge 20 de grade. La munte, vremea devine mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi variabil în timpul zilei și doar izolat va ploua slab în masivele sudice. Noaptea, în schimb, înorările se vor extinde treptat și va ploua mai ales în Carpații occidentali și în vestul Carpaților meridionali. La altitudini mari vor fi și condiții pentru precipitații mixte. 6 grade vor fi în Semenic, 13 grade la Stâna de Vale. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Sofia m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Voluntari. Maxima ajunge la 22 de grade, iar cerul va fi mai mult înorat. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept un mesaj pe adresa de mail meteoaron.canalde.ro. După amiază excelentă vă doresc, indiferent de vreme.